Iată noul Volvo V60 în varianta de echipare T6. Extraordinar, 300 de cai, 2 litri turbo, compresor, turbină, tot ce trebuie ca să te deplasezi foarte bine și într-o mare siguranță. Aș vrea să vă vorbesc despre design și să vă spun că masca, grila, liniile, ciocanul utor, faruri, poziții și așa mai departe, dar n-am să fac asta pentru că nu mă pricep. Și am să vă las pe voi să o admirați în întregime și în toată superbitatea ei, de care eu sunt fascinat. Cheia. Ce ziceți de cheie? În culoarea interiorului, mare atenție, piele, premium, frumos, butoane, arată foarte bine cheia. Știi ce face butonul ăsta? Știi? Eu m-am întrebat ieri ce face butonul ăsta. Face ceva. Și nu mai știu să opresc. Asta face butonul ăsta, e buton de panică. Bun, asta e cheia pentru că mașina este dotată cu un sistem cheile Senti. Eu o depozitez în buzunar și am două plase, vin încărcat. Vine încărcat de la piață, să nu mi se pare. Și să vedem. Ai văzut? Că a funcționat? E prima dată când încercăm. Bun, asta este portbagajul cu o capacitate de 430 de litri. Nu este cel mai mare din clasa în care se află mașina, dar cei de la Volvo au sacrificat spațiul în portbagaj pentru design. Și eu unul le dau tot creditul din lume. Și avem plasă în stânga, un spațiu de depozitare foarte interesant. Ce face acest spațiu? Aveți aici o cordelină în care puteți introduce tot felul de lucruri și aceste două agățători pentru plase. Eu le-am testat văzând alte review-uri în care spuneau că sunt inutile. Eu le-am testat, am agățat aici două plase și pe aia am tras. Plasele au rămas la locul lor. Priză de 12 V în portbagaj. În momentul în care trebuie să rabatezi banchetele pentru a încărca obiecte mai lungi, te chinui, te duci pe partea aia, dă-i, trage, împinge tu. Uite, acum e mult mai simplu. Apeși pe butonul ăsta. Noroc că sunt inteligent. Și stânga? Mulțumesc frumos. Cât de simplu. Îți arăt ce poate să intre aici. Fii atent, mă întorc. Crezi că dacă l-arunc, fac navigația? Băi, am fost aproape. Dar nu e necesar să aruncăm acest căruț sau nu e necesar să rabatăm banchetele pentru că intră foarte simplu în portbagaj. Simplu și ușor. Noi care suntem cu copii, acum, na, mașini break, ce să facem? Și pentru că avem căruțul într-un loc sigur, mergem să vă prezentăm locul de pe bancheta din spate. Eu având 1,87 m și 90 de kg la ultima măsurătoare acum 4 ani. Haideți să vedem. Eu chiar am emoții, jur că nu m-am așezat aici. Scaunul este reglat pentru mine la volan și eu mă întind la volan, adică stau tolănit. Spațiul este mai mult decât decent. Genunchii sunt la 3 degete de scaunul șoferului. La cap mai am aproape o palmă. Avem aici o cotieră foarte elegantă, stau foarte bine, mă simt comfy. Am plafonul de sticlă care mi oferă o vedere asupra cerului norat senzațională, cred că o să ning. Bun, haideți să vă arăt de cotieră. Avem aici un suport de pahare senzațional și acest suport de telefon pe care Marius îl consideră genial, pentru că el are Samsung sau ceva, nu știu, nu cunosc marca. Mai avem un spațiu de depozitare aici în cotieră, ceea ce la unele mărci nu se întâmplă. La Volvo, materialele de pe fețele de uși din față se prezintă și pe fețele de uși din spate, adică aceeași calitate bună. Avem guri de ventilație și în stâlpi, avem clima separat pentru pasagerii din spate, ne putem regla de aici de pe display temperatura stânga-dreapta și încălzirea banchetei, plus o priză de 12 V aici unde poți încărca un laptop sau telefon. Mergem în față. Bordul este cusut în piele, aici avem o boxă de la Bowers & Wilkins, tot sistemul de sonorizare al mașinii este Bowers & Wilkins. Eu nu am auzit de ei, dar nu sunt atât de cult în ceea ce privește sistemele de sonorizare. Foarte interesant materialul de pe bord, decorul acesta de aluminiu care se
se continuă și pe consolă, unde aici avem niște spații de depozitare pentru pahare, știți, spațiile de depozitare pentru pahare, toată lumea le caută, o priză de 12V, aici un alt spațiu de depozitare, se închid frumos, elegant, butonul Start Engine sau Stop Engine, ceea ce mi se pare o chestie super tare, te-ai urcat în mașină și dai așa, pac, și mașina pornește sau o oprești. Din această rotiță putem selecta modurile de condus. Avem mai multe moduri în care mașina asta poate fi condusă, dinamic, avem un mod economic, avem un mod personal pe care îl putem face noi și un mod automat în care mașina detectează stilul tău de condus și merge cât mai eficient. Despre volan pot să vă spun că este frumos, îmi place, are o dimensiune perfectă pentru mâinile mele. Butoanele sunt foarte bine integrate în designul volanului, avem aproape toate funcțiile mașinii, le putem comanda de pe volan. Aceste guri de ventilație pe care eu le iubesc, le-am îndrăgit din prima zi în care le-am văzut, mi se par așa foarte calitative, foarte frumos de reglat. Dar v-am povestit atât de mult încât sunt sigur că vreți să vedeți cum merge mașina, nu? Hai să mergem. Fii atent cum pornesc. Ești atent? Pac! Despre cum se simte mașina, o să vă spun părerea mea, normal că eu am condus-o și eu fac acest review, dar trebuie să mergeți cu mașina înainte să o cumpărați neapărat un test drive, să vedeți dacă vă încape. Adică mașina, știi cum e, trebuie să te încapă la fel ca un costum bine croit pe tine. Mă simt foarte bine în Volvo. Rulăm în acest moment pe autostradă cu o viteză de 110 km la oră și după cum mă puteți auzi, zgomotul de fond este foarte redus, direcția este foarte precisă. Vă dați seama că m-am uitat și eu la review-uri pe internet despre această mașină și am mai văzut că unii oameni se plâng de direcție. Eu nu mă plâng de direcție, mi se pare foarte precisă și foarte fermă și foarte bărbătească din punctul ăsta de vedere. Poziția la volan este extraordinară, ai tot confortul de care ai nevoie, scaunele sunt perfect croite pe trupul meu sculptat de brâncuș. Nu știu acum ce fac alții care nu sunt așa perfecți ca mine în mașina asta. Zgomotul în interior, uite, dacă accelerez, asta este sunetul produs de motorul de 2 litri supraalimentat, care accelerează fulminant până la 130 de km la oră, că asta e limita pe autostradă, bineînțeles, în România. Nu suntem în Germania încă. Este cuplat cu o transmisie automată pe o tracțiune integrală 4x4 egal 16, adică atunci când vrei să pleci de la semafor primul, Volvo ăsta T6 îți garantează că vei fi primul, 100%. Am încercat zilele astea cât am avut mașina și am mai vorbit cu fanii emisiunii și le-am arătat, dom'le, pentru ce îți trebuie 300 de cai, că nu ai nevoie, nu te ajută decât în depășiri pe drum. E, uite că te ajută și în oraș. V60-ul se comportă extraordinar, este foarte, foarte practic în oraș, chiar dacă mașina este mare, nu-ți va da niciodată senzația asta aflându-te la volan. Legat de confortul în mașină și de suspensia mașinii, fiind un T6, cu siguranță ea este dotată cu o suspensie puțin mai sportivă, pentru că na, este normal să țină în frâu cei 300 de cai, să-i țină apăsați pe asfalt. După cum vedeți, suntem pe autostradă, iarăși rulăm tot cu aceeași viteză de 120 de km la oră și suntem în zona autostrăzii denivelată, o să trecem peste niște poduri. Pentru roțile cu care este echipată mașina, cu un talon foarte, foarte mic, în București mașina se conduce extraordinar, sau cel puțin acum cât e nouă. În mașină nu se simte absolut nimic, nu știu ce o să se întâmple peste 100.000 de km de București, dar cred că o să reziste, pentru că prin intermediul calității materialelor pe care Volvo le afișează, fiind o marcă premium, sunt ferm convins că în timp mașina se va păstra foarte bine. Oglinzile laterale, care m-au surprins iarăși plăcut, pentru că la această mașină avem echipare cu oglinzi heliomate și pe stânga și pe dreapta. La majoritatea producătorilor găsim doar pe stânga la șofer. E posibil să greșesc, deci mă corectați acolo în comentarii, nu e nicio problemă. Poziția la volan este superbă, adică pot să-mi reglez scaunul foarte, foarte jos, volanul pot să-l reglez spre mine, în adâncime, înălțime și așa mai departe, să am o poziție cât se poate de corectă și confortabilă în același timp.
cotiera mă ajută aici, adică în poziția asta aproape perfectă la volan, pot să stau cu cotul pe cotiera centrală și pe armrestul din fața de ușă din stânga, ceea ce mi se pare senzațional. Deci poziția la volan este extraordinară. Head-up display, pot să-l reglez, pot să-i reglez intensitatea, poziția, pilotul automat. Sincer să vă spun, eu care nu sunt un fan al tehnologiei și prefer mașinile dintr-o bucată, am avut o mică dificultate în a seta pilotul automat. Vă jur că mi-a luat vreo 10 minute de condus. Încerc să fac asta și acum, știu că l-am setat, nu știu cum am făcut asta. Am vorbit cu cei de la Volvo și mi-au spus, da, cu pilotul automat e un pic, trebuie să-ți explic și durează. Și am zis, lasă că-l descoper eu, uite că n-am reușit să-l descoper, dar v-am spus, eu nu sunt nici genul de om care să fiu gadget freak, să-mi placă toate opțiunile, să intru, să văd telefonul, să știu ce face, toate aplicațiile, să folosesc absolut tot din el, nu e cazul. Să vă mai spun ce lucruri am mai aflat eu despre Volvo sau ce mai știu eu interesant și trebuie să împărtășesc cu voi. Păi, trebuie să vă spun că Volvo nu mai produce motoare pe benzină decât de capacitate cilindrică 2000 de centimetri. Sau Volvo nu mai produce motoare cu alte capacități cilindrice decât cele de 2 litri, adică 1998 de centimetri cub, care sunt supraalimentate și produc diverse puteri în funcție de nivelul de echipare dorit sau caroseria pe care este montat. Noi conducem un motor de 2 litri și 300 de cai care ajunge la această performanță fiind supraalimentat cu un compresor mecanic și o turbină. Avantajul compresorului și turbinei împreună este că lucrează atât de frumos încât nu ai nicio secundă lag. Un lucru interesant pe care aș vrea să-l menționez este că cei de la Volvo mi-au povestit o aplicație și spuneam că întâmplarea face să-i și cunosc pe niște băieți din România care au lucrat să dezvolte această aplicație și mi-au povestit câte lucruri poate să facă în țările civilizate, nu la noi. Dar hai să vorbim despre România, pentru că noi facem un review al mașinii în țara asta și oamenii o vor utiliza în țara asta. Și atunci vă spun ce este super tare la aplicație și vă spun așa. Poți porni mașina din orice colț al lumii, de pe telefon. Intri pe telefon, pac, selectezi mașina și o pornești și îți setezi cât timp să stea motorul pornit. Deci dacă tu pleci într-o călătorie de 3 luni de zile, o dată pe săptămână pornești și tu mașina 30 de minute, să meargă și ea, să fie bine pentru toată lumea. Dacă, de exemplu, ești acasă, te-ai trezit, bei cafeaua, pac, ți-ai deschis telefonul, intri, pornești mașina, când ai coborât, totul e încălzit, dezghețat, perfect și pregătit de drum. Poți deschide mașina de la distanță, o singură dată, doar por bagajul, pentru că atunci când te caută curierul acasă și tu nu ești, poți să-i spui, hai că-ți deschid mașina, că e acolo, eu sunt în Franța, nu e nicio problemă, dar îți deschid portbagajul, lași coletul acolo și îți mulțumesc frumos. Deci aceste două funcții ale aplicației funcționează în România și vin ca un bonus din partea Volvo în momentul în care achiziționați un Volvo de generație nouă. Top 3 lucruri care nouă ne plac la Volvo V60. Se deschid foarte elegant, părerea mea, și poți regla la milimetru. La milimetru. Poți să reglezi cât de deschis sau închis să fie geam. Oglinda retrovizoare, fără ramă, foarte elegantă și cu o vizibilitate excelentă în spate. Știți că vă povesteam de Piano Black și că toate mașinile... fii atent ce se întâmplă aici. Ținem apăsat pe butonul ăsta 2 secunde, după care cu această cârpiță țiplă. Pentru ăștia obsedați de praf, Volvo s-a gândit la chestia asta. Ce nu ne place? Manetele de semnalizare și pentru ștergătoare. Părerea noastră este că plasticul folosit aici nu se încadrează deloc în designul mașinii. Deloc, deloc. Un alt lucru care nu ne place, dar nici n-avem cum să vi-l demonstrăm de data asta, este iluminatul mașinii ambiental noaptea. Măi, e rece ca Suedia, jur. Iarăși, ce nu se potrivește cu stilul nostru de viață, sunt aceste detalii de diamant pe care le regăsim în toată mașina. Nu. Nu cu stilul nostru de viață, dar sunt sigur că găsim oameni care vor fi atrași de chestia asta.
aș fi vrut să vă spun că să fiți indulgenți, pentru că e prima dată când facem asta, dar nu, nu ne interesează să fiți indulgenți. Vă rog din suflet să fiți cât mai răi și să ne dați în comentarii tot ce ați vrea să vedeți în următoarele episoade, pentru că doar așa putem să fim mai buni. Dacă v-a plăcut, dacă vreți să ne susțineți și credeți în noi, dați-ne share și nu uitați de subscribe, acolo e un buton subscribe, în care de fiecare dată când noi vom posta ceva pe internet, și vă garantez că avem multe materiale anul ăsta, veți primi o notificare, ca să fiți primi. Simplu ca bună ziua. Bună ziua. Față, cele două memorii, încuiat descuiat și maneta pentru deschis ușa. De ce te-ai dat jos? Nu știu. Băi, e mișto când ai 300 de cai pe benzină, altuia se conduce marfă cu 16 pe 2. Adică oricum nu ai ce să iei de afară, că e o ceață totală, știi? Adică... Nu e panică? Nu am nicio panică, eu s-ar sunt bec, în schimb, la iet. Da, știu. Bă, e marfă, adică sincer să fiu, mi-ar plăcea una. Păi 89 de mii, mă. Ideea știi care e? Să zici, nu, să zici asta acum fi având în față un A4, un Mercedes și un BMW. Da, tot. Înțelegi? Da, te urcai în asta, după aceea te urcai în aia și după aceea îți garantez eu că nu mai e același. Nu? Place mult de da, e foarte tare mașina. Din punctul meu de vedere, este merită banii în momentul în care vrei altceva. Adică dacă ești un gen de om care, bă, vreau altceva, m-am săturat de atâta, știi? Audi, Mercedes, BMW. Ce are toată lumea? Că astea sunt mașinile populare, adică nu e vorba, știi? Marcă premium, vreau altceva, efectiv altceva. Și vine Volvo, care din punctul meu de vedere, exact cum spuneam, designul exterior, nu știu, pe mine m-a cucerit.